În stațiunile din sud a fost arborat steagul roșu, semn că nimeni nu are voie să intre în apă. Nu toată lumea respectă însă avertismentele. Un bărbat de 55 de ani a plătit cu prețul vieții baia pe care a ținut morțiși să o facă în mare. N-am văzut cum a intrat în apă și cum l-a tras curentul. N-a mai avut putere să iasă, să nu... Da, n-a mai avut putere să mate. S-a dus în larg. Scleroterapie. Eu am alergat să chem ajutoare, am găsit doi tineri care erau aici, mi-au dat telefonul, am sunat la 112 și până a venit, n-am mai apărut. S-au aventurat în arc? Nu, l-a tras de lângă stafil, a fost la tras curentul. Un prieten care a încercat să-l salveze și-a dat seama de pericol și s-a întors la mal, apoi a sunat imediat la 112. Ne-a zis zona, el a dat să-l scape și a zis, băi, nu mai poți să te salvezi, măcar unul dintre noi să scape. Ăla s-a dus în apă, s-a necat, cred, și celălalt este exact la construcția aia de acolo. O persoană de sex masculin, fix pe lângă tiguri, fost trasă de cureți în larg. Nu avea cât am putut de repede, circa un sfert de oră și, din păcate, așteptam rezultate. Înțeleg că este o zonă nesupravegheată de salvă. Exact. Există un steag, valizele sunt la 1,20 m. Ce steag avem arborat? Interzis sunotul. Roșu, da. Și, practic, nu prea avea ce să caute în apă. Absolut. După 2 ore de căutări, trupul bărbatului a fost scos la suprafață de către scafandrii. Bărbatul a fost resuscitat de medici, dar fără niciun rezultat.